La Căminul de Bătrâni din Slatina, bucătăresele au început deja pregătirile pentru meniul de Paște. Am pregătit pentru bătrânii noștri o masă tradițională de Paște, cu o supă de pasăre la grec, o friptură de porc la tavă cu cartof și garnitură de orez, sarmale cu mămăliguță și smântână, iar ca desert cozonac, prăjituri și suc. Din meniu nu va lipsi nici friptura de miel, spune directorul Căminului de Bătrâni, Gheorghe Jianu. Din cele 160 de persoane instituționalizate, 150 vor petrece sărbătorile aici. Ceilalți vor pleca la rude sau la prieteni. Printre bătrânii din Cămin am găsit-o și pe Maria Teodorescu, în vârstă de 82 de ani. Este primul an când petrece Paștele aici, departe de rude și de cei dragi. Am un frate și am o nepoată care se îngrijește de mine. M-a dus aici, așa are grijă mea. O să vă viziteze de sărbători? Da, cred că da. Aici cum vi se pare? E un serviciu. Aici e bine, e foarte bine. Am o poziție extraordinară pe care îmi liniștește durerea din suflet. Toată viața a fost contabilă, iar timp de 35 de ani a locuit în București. A vândut apartamentul și a cumpărat altul la Caracal pentru a fi mai aproape de rude. Anul acesta și-a pierdut casa după ce a fost înșelată de o familie, spune bătrâna. Cum nu are soț și nici copii, a ajuns în grija statului. Ca ea mai sunt și alții bătrâni, cărora angajații centrului încearcă să le facă sărbătorile mai frumoase. Avem aici amenajat o bisericuță și preotul care se ocupă de serviciile duhovnicești va veni începând de azi și în fiecare seară se va susține o slujbă religioasă. Produse tradiționale vor fi și pe masa pacienților care vor rămâne internați în spital de Paște. Încercăm totuși să le pregătim un meniu adaptat afecțiunilor pentru care ei se află aici. Pot să vă spun că pentru cele două zile de Paște, în meniul bolnavilor vom întâlni tradiționalul ou roșu, cozonac, ciorbă de perișoare, cartofi gratinați cu friptură de pui, piureul de cartofi, un risotto cu ciuperci și friptură de pui, salată de varză, iar ca desert fructe, compoturi din fructe. Aproximativ 350-400 de bolnavi vor fi nevoiți să rămână internați în prima și a doua zi de Paște, din cauza afecțiunilor de care suferă.